Cu ajutorul dumneavoastră, al locuitorilor municipiului Chișinău, astăzi putem reda Chișinăului un simbol al său, o splendoare a sa, un diamant al Chișinăului, o bijuterie în adevărat sens al cuvântului, scara cu cascade de aici, din Parcul Valea Morilor. Mulțumim fiecare dintre dumneavoastră pentru contribuția adusă, pentru că lucrul acesta a fost făcut din taxele și impozitele plătite de dumneavoastră, locuitorii Chișinăului. Și nu din altă parte. Scara aceasta a fost prima dată construită în perioada României Mari, pe vremea Sfatului Țării, în anii 20. Arăta altfel atunci. Apoi, în anii 50, scara a fost reconstruită și atunci când s-a înființat parcul, lacul Comsomoliștilor și cum se mai chema, a fost reconstruită și această scară. Atunci ea s-a făcut din piatră obișnuită, piatra albă de calcar. Coteleț, cum îi spunem noi. Am găsit și chiar, eu știu, lucruri făcute cumva la repezeală. Se spune că a fost făcut în 3 luni. Cine dintre dumneavoastră, mai în vârstă, probabil, ține minte chiar cum a fost construită. Și cu atât mai mult, generația părinților mei, părinților noștri, dumneavoastră cu toți aici v-ați petrecut tinerețea. De mult era pe lista proiectelor noastre, pe lista priorităților noastre. Aici vă amintiți în anul 2007, când cu ajutorul dumneavoastră am devenit primar, era o râpă, era un dezastru. Lacul, care îl vedem în spatele dumneavoastră, în fața mea, era o mlaștină. Nu mai era nimic acolo. Am lucrat 2 sau 3 ani până am reușit să scoatem numai nămolul acumulat la fundul apei. La fundul lacului. 50 de ani aici s-a scurs apa din canalizare, din Durlești și din sectorul telecentru, unde nu era corect făcută. Era un fel de stație de epurare sub apă. De asta și murit pește. S-au făcut lucrări corecte, calitative. Și după ce am finalizat lacul, am trecut la amenajarea celorlalte părți. A aleilor, scara aceasta. Și fiind, practic, cel mai mare șantier din Republica Moldova, mai avem încă. Mai avem cealaltă scară de la Universitate, dar deja putem spune anul acesta că în mare parte ne putem mândri deja cu Parcul Valea Morilor, cu Lacul Valea Morilor, cu această scară cu cascade. Deja se vede că este un alt nivel. Anul acesta s-a făcut scar, a fost schimbat integral asfaltul tot parcul, a fost finalizată aleea pentru pietoni, a fost creată o alee pentru bicicliști. De asemenea, se lucrează la finalizarea plajei și alte câteva măsuri de îmbunătățire a condițiilor de odihnă până la urmă aici. Dacă ați observat în acest parc, nu am admis activități de ordin comercial sau altele care produc disconfort și gălăgie, pentru că vreau ca aici, în inima Chișinăului, să fie această bijuterie în continuare, în forma sa neatinsă, așa cum vine ea de la mama natură. Și sper așa să fie și atunci când noi voi mai fi la un moment dat în această funcție, să nu se transforme în ceea ce am mai văzut prin alte parte, în spații diverse. Dar aici vrem să fie un model de parc, un model de spațiu verde pentru Chișinău și Republica Moldova. Vreau să mulțumesc tuturor acelora care au pus umărul în realizarea acestui proiect. Este vorba despre proiectanți, întreprinderea municipală Chișinău Proiect, domnul Cazacu și colegii dumnealui. Este vorba despre Direcția Construcții Capitale, întreprinderea municipală care a implementat acest proiect, în frunte cu domnul Roman Sofroni, directorul întreprinderii,
Ei sunt oameni modești, nu prea ies în față, nu prea spun, dar de data asta merită aplauzele dumneavoastră și chiar vă rog să veniți aici alături de mine. Că fără dumneavoastră nu s-ar fi realizat acest proiect. Este vorba despre pretorul sectorului centru, domnul Oleg Poiată, care s-a ocupat de amenajări și de multe lucrări de final. Este vorba despre întreprinderea municipală Lumtec, domnul Bereșcu, care a ajutat și aici cu iluminatul general de spațiile verzi, domnul Căruță, ex-drupo, domnul Racu, antreprenorul, întreprinderea care a realizat proiectul atât lacul cât și scara, domnul Antemir și colegii dumnealui, domnul viceprimarul Grozavu, colegi veniți aici, chiar vreau să vă aplaud. Toți pe mine mă știți, ați votat de 3 ori, mă cunoaște toată lumea. Dar pe dumneavoastră nu-i cunoașteți, poate nici la față, dar ei au făcut treaba asta, eu vorbesc în numele lor, că sunt primar și... Dar ei au muncit, ei au realizat acest proiect cu ajutorul dumneavoastră. Mulțumim! Chiar ați făcut o treabă extraordinară. Minunat de bine. Mai mult decât atât. Da, noi poate n-am ajuns în o gradă la fiecare dintre dumneavoastră, la fiecare bloc, la fiecare curte, la fiecare apartament. O să ajungem și acolo. Avem 5 proiecte mari, care dacă o să meargă înainte, și el o să meargă înainte, o să se schimbe tot Chișinăul, din temelie până sus la vârf. Dar acest proiect eu sper să ne unească. Să ne unească pe toți. Pentru că doar prin înțelegerea importanței proiectelor comune o să putem merge înainte. Vreau ca această scară a cascadelor să nu fie doar scara cu apa care curge în cascade, de sus în jos. Vreau să fie și scara dezvoltării Chișinăului. Această bijuterie, această splendoare a Chișinăului, acest diamant, în plin sens al cuvântului, această bijuterie noastră, vreau să o iubim cu toții. Să o păstrăm, să nu murdărim, să nu-i permitem să degradeze, să nu se transforme după aceea într-un loc de vandalism și altceva. Și asta depinde acum de fiecare dintre noi. Toți colegii și-au făcut datoria. Au adus-o la starea extraordinară, de splendoare, cum spuneam, care este. Acum să vedem cum știm să o păstrăm. Da, am pus și sistem video de supraveghere și așa mai departe. Dar contează dacă noi vom avea obrazul, conștiința de a păstra această splendoare pe care am reușit să o construim într-un an și jumătate. Vă spun sincer, mi-aș dori ca această splendoare să fie a mea și numai a mea. M-am îndrăgostit pur și simplu de ceea ce am văzut aici. N-am putut să-mi iau ochii de ceea ce am văzut aici. Și asta, vă spun sincer, se întâmplă foarte rar. Adică este mult mai frumoasă decât a fost inițial construită din piatra de calcar care era aici. Și am construit într-un an și jumătate. De multe ori suntem criticați că nu facem la termen lucrurile. Doar că aici lucrurile s-au întâmplat chiar ceva mai repede decât ne-am propus. Spuneam că am început în primăvara lui 2015, la începutul campaniei electorale. Am și făcut lansarea în campanie electorală de aici și am spus că va fi realizat acest proiect. Și iată că suntem la inaugurare. Și a durat un an și jumătate, mai puțin chiar. Am fi avut timp până la 1 decembrie, conform angajamentului inițial. De ce s-a reușit la timp și fără probleme? Pentru că, practic, am construit de la zero. Am demolat tot și am construit din nou. Și atunci poți să te încadrezi în termen, poți chiar să fii mult înaintea termenului. Pe când la construcțiile, care, reparațiile care le facem în oraș, acum nu poți să demolezi tot și să construiești din nou. Acolo trebuie să repari ceea ce este. Și apar foarte multe lucruri neprevăzute. Da, aș putea să fac populism. Aș putea să schimb asfaltul în 2 săptămâni, în 2 luni, și să nu umblăm deloc la rețelele subterane. Dar tot dumneavoastră, după aceea, o să vă ridicați și o să spuneți că am făcut prostii, că am schimbat numai deasupra în verișul, dar restul a rămas putred. Da. Ori așa nu se poate construi orașul. Da, e neplăcut, e săpat, e urât. Dar numai așa putem ajunge la o dezvoltare durabilă. De la temelie lucrând. Negruții am schimbat sistemul de canalizare pluvială. După aceea,
abia am trecut la celelalte lucrări care țin de stradă. La fel pe Ștefan cel Mare. Și mai urmează altele. Ștefan cel Mare, Negruța, Alexandrie sunt primii trei, dar după aceea Alexandru cel Bun, Tighina, 31 august. Și așa va fi practic fiecare stradă din oraș, dacă vrem, o să vrem să fim corecți. Această scară, acest eveniment de astăzi este un simbol. Un simbol al celui de-al treilea mandat pe care mi l-ați încredințat. Simbolizează exact ceea ce vrem să facem noi mai departe în toate celelalte domenii. Pentru că noi avem 5 proiecte mari. Cum sunt 5 degete de la o mână, care împreună strâns se fac un pumn puternic. Este vorba despre asamblarea de trolebuse, ceea ce nu face nimeni. Nici în România, nici în Ucraina. La un preț de 2 ori mai mic decât prețul de piață, la calitate europeană, care acum, de cram, avem 5 trolebuse care circulă deja și singure, pe baterii, fără rețeaua de contact. Ceea ce înseamnă că noi treptat o să înlocuim și toate autobuzele cu trolebuze care o să meargă și în suburbii. Deja am testat, ele sunt bune, funcționează. Deci avem 200 de trolebuse, din 100 care ne-am propus să le luăm, și din 300 cât avem în total, adică 2/3 din toate trolebusele sunt noi și or să fie toate noi. Este un proiect unic asta cu asamblarea trolebuzelor. Asta e unul. Doi. Drumurile. Ștefan cel Mare, Negruța, Alexandrie, 31 august, Tighina, Alexandru cel Bun, iarăși la standarde europene, cu piste pentru bicicliști, cu blocuri de parcare, cu iluminatul schimbat, cu toată infrastructura schimbată. Numai că așa trebuie să fie toate străzile reparate. Și o să duieze. Asta eu n-am spus. Trei. Apă și canalizare. Proiect în valoare de 63 milioane euro. Reconstrucția la toată rețeaua de apă și canalizare din municipiu. De la stația de pompare, toate rețelele de distribuție, stația de epurare, tot ce ține de infrastructura apei și canalizării din municipiu Chișinău, producția de biogaz, se termină definitiv problema de la stația de epurare, care poate mai apare uneori. Și prin aceasta, municipiul Chișinău va fi asigurat cu serviciul de apă potabilă următorii 100 de ani, cel puțin, fără intervenții, la standarde europene. Proiect în valoare de 63-65 milioane euro. Sunt 20 de milioane de euro în primul proiect, sunt 25 de milioane în al doilea proiect, 22 cu drumurile, 63-65 în al treilea, al patrulea cu reciclarea deșeurilor sunt alte 24 de milioane de euro pentru a recicla gunoiul, pentru a nu arunca totul în sol, în pământ și a distruge, până la urmă, bucată cu bucată, planeta asta. Dar pentru o pregătire pentru generațiile viitoare. Și acolo avem de gând să facem în așa fel încât, practic, foarte puțin să ajungă să mai fie aruncat și înhumat în pământ. Restul să fie reciclat, comercializat și așa mai departe. Plastic, hârtia, sticla, metalul, altele. Adică standarde europene și în ceea ce privește deșeuri. Rezolvarea problemei și de la Ciocana cu gunoiște neautorizată și de la Țânțăreni. Și 5. Proiectul de care veți beneficia fiecare dintre dumneavoastră. Termoizolarea clădirilor. Cu reparația practic integrală, totală, capitală a tuturor clădirilor din Chișinău. Pentru anul următor sunt prevăzute 25 de milioane de euro. Prima tranșă, dintr-un volum total de 500 de milioane euro, care ar permite termoizolarea tuturor clădirilor. Anul viitor începem cu școli, grădinițe, spitale, clădiri publice, deci și câteva poate blocuri ca proiect pilot. După aceea vor urma blocurile locative la nivelul întregului municipiu. Acolo unde trăiți dumneavoastră. Va trebui să fie și o contribuție din partea locatarilor. O să găsim mecanismul. Ceva simbolic, eu cred, până în, știu, 10% și tot, doar aceia care pot contribui, care nu, o să găsim program de finanțare socială. Dar asta înseamnă că fiecare bloc locativ va fi izolat termic, cu geamuri schimbate, cu acoperiș, făcut integral capital cu subsol, făcut integral capital rețelele, geamurile, ușile, readus în ordine, tot absolut. Practic, a doua viață pentru fiecare clădire din Chișinău. Și vopsirea, clar, a fațadelor, aducerea lor într-o armonie, să nu mai fie pestrițe toate culorile. Acest proiect va funcționa următorii 10-20 de ani. Iarăși nu cred că am să-l apuc în întregime. Dar de el va beneficia fiecare locuitor al Chișinăului. Și toate aceste proiecte noi le-am adus
aici cu toții împreună, colegii care suntem aici. Iată, acestea sunt cele 5 proiecte care spuneam că sunt ca degetele de la o mână, care am reușit să le punem pe picioare și care o să ne ducă înainte spre capitala europeană, de care v-am spus în 2007, lucruri pe care nu l-am uitat nicio zi de când sunt la primărie Chișinău, oricât mi-au pus piedici și bețe în roate. Și vă spun următorul lucru. Ei, care au încercat să pună aceste obstacole, care au pus aceste bețe în roate, ei nu contează. Pentru mine ei nu există, pentru că ei nu vor să meargă Chișinău înainte, ei vor doar să ajungă la putere. Dacă ar fi vrut să meargă înainte Chișinău, ar fi cooperat cât de cât. Nu pot să negi și să denigrezi tot ceea ce facem, inclusiv această lucrare. S-au dus azi să pună flori la bustul primarului Carol Schmidt și să ne critice acolo, să ne facă din nou cu ou și cu oțet. Dar acel bust noi l-am ridicat, primăria Chișinău, subsemnatul, fără supărare. Casa de alături unde a trăit Schmidt, noi am reparat-o, am adus-o în ordine. Ei cât au fost la putere, n-au făcut nimica. Și tot una nu le place, frate. Ei nu contează pentru mine, ei nu există. Cei care contați sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care contați pentru că datorită dumneavoastră noi mergem înainte. Și am reușit să rezistăm toți acești ani și am reușit să pornim dezvoltarea durabilă a Chișinăului. Dovadă este și acest rezultat de azi, de aici, din Parcul Valea Morilor. Mulțumim și bravo dumneavoastră! Și așa să mergem înainte. Pentru că după noi trebuie să meargă toată Republica, că noi e cine, nu vedeți la ce am ajuns cu miliardul acesta furat și tot dezastru care se întâmplă în ultima perioadă. Când ajung să ne conducă sau să vrea să ne conducă aceia care spun că întrețin părinții cu soția. Aceia care mint la fiecare pas, care miliardul a dispărut din cauza, din păcate, a implicării și a Federației Ruse prin banca condusă de Dmitrie Medvedev. Asta s-a întâmplat, oameni buni, uitați-vă pe documente. Ei l-au put pe șor acolo și s-au dispărut toți banii. Culmea cinismului, acest șor a încercat să propună să facă el focuri de artificii azi la Chișinău, de hramul orașului. Cât de obraznic trebuie să fii? Noi avem sărbătoarea asta! Și am refuzat, am spus nu, din bani furați la noi focuri de artificii nu se fac, n-am să murim noi și fără focuri de artificii, dar nici așa, în asemenea, mod obraznic. Vom răbda noi până la vremuri mai bune, mai face focuri de artificii. Tot ce aici am făcut în acești ani se datorează în mare parte faptului că am avut, v-aș spune mai mult, dar nu pot, azi. Începem sărbătoare! Am alături oameni care m-au susținut necondiționat și au dat ani din viață, 10 ani din viață, mai mult decât atâta, cei mai frumoși ani, pentru că acest oraș să meargă înainte. Și de multe ori n-am fost corect cu acești oameni, dar voi încerca să fiu cât am să pot de acum înainte. Este un simbol al Chișinăului și sper să-l păstrăm cu toții. Este datoria noastră. Și colegilor, vă mulțumesc. Eu cred că dumneavoastră ați meritat să fiți și decorați pentru ceea ce ați făcut aici. Bravo! Bravo, dumneavoastră! Bravo! La tot colectivul! Bravo! Într-un ceas bun, cu Doamne ajută, și la alte proiecte frumoase în municipiul Chișinău. O să vă anunțăm care sunt acestea și care este ordinea mai departe a implementărilor. Acum, pentru inaugurare, pentru că se numește scara cu cascade, rog să pornim, propriu zis. Durează cam câteva 10 secunde și dacă puteți, putem număra de la 10 în jos și în felul acesta poate pornește mai ușor. Dacă sunteți de acord, nu știu, suntem mulți și e frumos. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deja copiii au și cântat de la fanfara. Mulțumim foarte mult, copii, și ceilalți care o să fiți.